Viitorii chirurgi fac mai multă teorie și tot mai puțină practică. În ultimii 20 de ani, numărul facultăților de medicină s-a dublat, iar corpurile pentru disecție au devenit din ce în ce mai rare. Acum studenții fac practică prin rotație, doar așa se pot deprinde cu bisturiul și corpul uman. Pentru o tăietură precisă, orice chirurg are nevoie de foarte multă practică. La Universitatea de Medicină Carol Davila din București, 1000 de studenți exersează tehnicile chirurgicale pe 15 cadavre. Fac practică pe rând, e singura soluție. Una e când citim despre corpul uman și alta e când vedem propriu zis ce se întâmplă. Imaginea la cadavru e cu totul diferită și poți să-ți imaginezi foarte bine și te ajută foarte bine și foarte mult te ajută în anii următori din clinică. Le văd real și nu pe ecranul televizorului. Au alt curaj în fața bolnavului, au alt nivel de pregătire, au altă înțelegere. De cele mai multe ori, în laboratoarele facultății de medicină, ajung cadavrele din spitale pe care nu le revendică nimeni. În ultimii ani, însă, numărul lor a scăzut foarte mult. Profesorii celor care acum învață să salveze vieți cer să luăm în calcul și posibilitatea de a ne dona corpul după moarte pentru știință. Facem un apel către oameni obișnuiți care doresc să-și doneze acest lucru, cu precizarea că vor avea totdeauna identitatea protejată. O altă soluție ar fi modificarea legii. Acum spitalele sunt obligate să țină luni de zile cadavrele nerevendicate. În vestul Europei, în câteva săptămâni, aceste trupuri ajung la facultățile de medicină. De exemplu, în Belgia, o singură facultate de medicină dispune de aproximativ 200 de cadavre păstrate în camerele frigorifice pentru 300 de studenți.